Valorile parametrului M aparținând lui R, pentru care suma a două rădăcini ale ecuației este egală cu suma celorlalte două rădăcini. Adică ce înseamnă? X1 plus X2, de exemplu, egal cu X3 plus X4. Da? Pentru ecuația care? X la a patra plus 10X la a treia plus MX pătrat plus 50X plus 24 egal cu 0. Deci valoarea lui M este. Păi aici trebuie să scriu relația lui Viet. Sunt multe însă, că sunt 4. Deci am o dată x1 plus x2 plus x3 plus x4 egal. Le aranjăm după aceea. Formă dublele produse. x1 x2 plus x1 x3 plus x1 x4 plus x2 x3 plus x2 x4 plus x3 x4 egal. Triplele produse, știți că le bordăm pe asta la dreapta cu x cu indice mai mare, da? Deci x1 x2 x3 pe urmă plus x1, x2, x4. Acum le-au pe x1, x3. X1, x3, x4. Ăsta n-am ce să mai bordez că s-a terminat la x4 ăsta. Plus x2, x3, x4. Ăsta s-a terminat în x4, ăsta s-a terminat. Egal. Și quadruplu produs x1, x2, x3, x4. Da? Și plus relația pe care mi-a dat-o el de la început. X1 plus x2 egal cu x3 plus x4. Hai să vedem ce semne avem aici. Minus, plus, minus, plus. Toate sunt pe 1. Care primul coeficient este 10. Deci e minus 10. Pe urmă este M. Ăsta este 50. Ăsta este 24. Da? Și acum atenție, o să pun în evidență peste tot sumele astea ca să le mai sus. Iată. X3 plus X4 este X1 plus X2. Deci îmi dă de două ori X1 plus X2 egal cu minus 10. Da? După care, hai să vedem pe unde mai putem da pe aici în factor. Pe ăștia îi lăsăm așa, X1, X2. În mod cer n-am cu cine să-i grupez și pe ăștia plus X3, X4, da? Ia, uite aici. Vine așa, X1 X plus X3 pe lângă X1 plus X2 și ăștia care înseamnă plus X4 pe lângă X1 plus X2, da? Egal cu M. Aici, ia să vedem, uite, am o dată așa, X1, X2 pe lângă X3 plus X4 și aici ce am, X3, X4 pe lângă X1 plus X2 plus X3, X4 pe lângă X1 plus X2 egal cu minus 50 și mai am și produsul ăsta mare, X1, X2, X3, X4 egal cu 24, da? Păi, ce îmi dă de aici? De aici am o dată că X1 plus X2 este minus 5. Unde văd ăsta e minus 5? Deci vine X1, X2 plus X3, X4. Ăsta este cine aici? Ăsta este X1 plus X2 pe lângă X3 plus X4, care e același cu X1 plus X2. Deci este la pătrat, da? Deci ăsta este M pătrat. X1 plus X2 la pătrat, cât face? Minus 5 la pătrat e 25. Deci îl trec dincolo, M pătrat minus 25. Aici, ăștia sunt amândoi egali cu cine? Cu minus 5. Da? Deci o să vină minus 5 pe lângă X1, X2 plus X3, X4 egal cu minus 50. Și mai am și produsul ăsta mare. Da? Și acum ia uitați. Păi, X1, X, ăsta împart prin minus 5, iar X1, X2 plus X3 plus X4 este ăsta. Deci îmi rămâne cine? M pătrat minus 25 egal cu 10. Cred că e bine, nu? De ce? Păi, M îl vroia, nu? De ce M pătrat egal cu 35? De unde M? Egal cu plus sau minus radical din 35, da? Și mai am ceva. Stați să vedem ce îmi zice pe aici. Valorile parametrului M. Așa, cred că nu, nu? Deci egal cu 10. Mai verific o dată, da? X1, X2, X3, X4. Deci M pătrat minus 25 egal cu 10. Ăsta e 35 plus sau minus radical din 35.
Asta e până în 6, da? Stați să vedem dacă nu cumva ce se întâmplă. Noi trebuie să vedem acum și dacă rădăcinile mele sunt care dintre ei ăștia merg. Și acum uite ce se întâmplă. Păi avem o dată, uite, x1, x2. Ia, stai să vedem. Plus x3, x4 egal cu 10. Și mai am asta pe care pot să o scriu așa, x1, x2 ori x3, x4 egal cu 24. Observați, dacă îi notez pe x1, x2 cu A și pe ăsta cu B, ai A plus B egal cu 10, A ori B egal cu 24, de acord? Adică suma și produsul, care e ecuația care le dă pe alea care rădăcini? T pătrat minus ST plus P egal cu 0, adică T pătrat minus 10T plus 24 egal cu 0. De unde? O să-mi dea așa, T1, 2 egal cu 10 plus sau minus radical din 100, minus 4 ori 24, adică 96 pe 2. 10 plus sau minus radical din 4, 2 pe 2. Și am o dată, 10 cu 2, 12 pe 2, 6, 10 minus 2, 8 pe 2, 4. Prin urmare, ăștia de aici, x1 și a și b, vor fi 6 și 4. Deci voi avea ori x1, x2 egal cu 6, x3, x4 egal cu 4, ori x1, x2 egal cu 4, x3, x4 egal cu 6. Și acum zicem, pe păi, băi, stai să vedem dacă merg amândouă. Noi mai știam, uite, de exemplu, că x1 plus x2 egal cu minus 5. Da? Bun. Aș mai putea să le fac și astea 4, nu, că tot aia am dă. Să vedem cât îmi dau rădăcinile, să vedem dacă mereu sunt reale, cu toate că nu știu la ce mi-ar folosi mie alea. Stați puțin. Ca de obicei fac câte o prostie. Uite, este M-25 aici. Era M. De unde mi-a ieșit mie pătratul? Cred că l-am citit de aici. Da? Deci era M-25. Scuze. M-25, M egal cu 35, nu? M egal cu 35. A, răspuns corect era deja D, da? Da, m-am uitat la pătratul ăsta, a rămas 5 la pătrat, deci între 30 și 40. Bine, noi eu acum mai mult așa vroiam de amor o arte, da, nu. Să și văd cât ar fi rădăcinile, știți? Uitați, de exemplu, pentru nu mai, problema era terminată de aici, da? Deci, dacă x1, x2 este 6, ce știam eu? Că x1 plus x2 era cât? Era minus 5, nu? Era minus 5, deci ecuația mea vine t pătrat minus s, adică plus 5t plus p plus 6 egal cu 0. Asta se vede care rădăcinile, cât are suma minus 5, 1 minus 6. 1 și, nu, stați că iar le fac tâmperi. Cât este delta? 25 minus 24, deci minus 5 plus sau minus 1 pe 2, vine minus 2 și minus 3. Așa, da? Ăștia sunt x1, x2 și la fel, pe urmă, când x1, x2, 4 și cu ăștia minus 5, da? Și așa mai departe. Da, dacă vreau să le și aflu, nu mi-a cerut să le aflu, mi-a cerut valorile parametrului M. Deci atât.